Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Există unele instituții în țara asta despre care nu te poți opri să te întrebi dacă nu care cumva ar trebui desființate cu totul. Și dacă e cazul, dacă mai e cazul, reînființate cu oameni totalmente noi, care să nu fie avut niciodată vreo legătură cu domeniul. Și poate și cu reguli noi. Cumva ca la jocurile pe calculator. Adică dacă e clar că nu merge și toată simularea o ia razna la un moment dat, merită să dai restart. Asta e, ți-asum că ai pierdut timpul, ai învățat ceva, dai restart. Ce ne-ar împiedica să dăm și noi un delete la jandarmerie, de pildă? Și restart după, cu setări noi. Adică atunci când 3 din ultimii 4 comandanți ai unității de administrare a jandarmeriei au fost condamnați penal pentru diverse infracțiuni, nu cumva ar trebui să începi să te gândești că e ceva greșit în model și merită să o iei la capăt? Să pui frână, să zici, bă, 3 din 4, poate ceva greșesc undeva, adică e ceva în neregulă, ce facem noi aici? E vorba despre baza de administrare și de servire a Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. E o unitate mare, frumoasă, e aici, în nordul capitalei, într-o zonă mișto, lângă un complex super, hiper, exclusivist de imobiliare, făcut pentru oameni bogați, cu pădure, lângă mall, lângă tot ce vrei. Pe că ăla-i necazul. Lângă Ikea. Numai tentații. Omul e făcut să tânjească astăzi. Pui pari picante și așa mai departe. Ultimii 4 comandanți ai acestei unități sunt Lecu Nicolae, Alexandru Iulian, Corcodel Marian și Andreescu Bogdan Alexandru. Să-i luăm pe rând. Colonelul Nicolae Lecu a fost condamnat în perioada, a fost comandant, pardon, în perioada 2004-2006. Și dânsul a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare în anul 2013 pentru diverse foloase necuvenite, delapidare, abuz de funcție, a folosit militari, materiale și utilaje din dotarea unității sale pentru a construi 2 case pentru familia lui. Ce noroc, bă, da. Sunt șef aici, am tot ce îmi trebuie. Am și forță de muncă, am și materiale, am și bani, am și utilaje, am tot ce vrei. Ia-mă la muncă, nu mai stați pe aici. Mergeți și faceți-mi mie casă. A fost prins. Colonelul Iulian Alexandru, comandant în perioada 2006-2009, a fost condamnat definitiv pentru corupție, fals, uz de fals, la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru reîncadarea în funcție a unui subofițer care fusese trecut în rezervă, din motive disciplinare. Șeful, te rog, ajută-mă. Bine, cât dai? Hai, uite, atâta ne înțelegem. Ăsta a falsificat acte, a încălcat legea. Bun. S-au înțeles ei cumva. Auzi, cred că e o problemă aici, mi-a sărit în ochi. Comandant cu condamnat. Da, exact, ai remarcat și tu, nu? Da, cred că s-au încurcat aici, da. Cumva. Colonelul Marian Corcodel. Domnul colonel Corcodel, știți că am vorbit. Am vorbit recent, comandant în perioada 2009-2017, supranumit colonelul Cămătar sau Banca Română de Comerț Corcodel, a fost condamnat pe 7 iulie la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru delapidare, fiind acuzat și de furt de combustibil, cămătărie, abuz în serviciu și așa mai departe. O mulțime de calități. De Luca. Omul s-a dezvoltat frumos. Da. Armonios. Pe actualul comandant îl cheamă Andreescu Bogdan Alexandru, colonel și dânsul. Eu zic să reținem numele. Că la jandarmerie tradiția e importantă, nu se știe niciodată. Nu că am vrea să sugerăm ceva, dar nu. E bine să fim atenți. Adică dacă N-are, dar apropo, sunt curios, oare ce s-a mai întâmplat cu dosarele de cercetare privind acuzațiile de hărțuire sexuală la jandarmerie? Erau vreo 14 reclamații la număr. La un moment dat se făceau cercetări, am senzația că sau nu mai știm. Au mai fost și niște verificări de achiziție de muniție neconformă pentru armamentul jandarmeriei. Cercetări ce au început în actualul mandat al colonelului Andreescu. Nici de asta n-am mai găsit informații, nu mai știm pe unde mai sunt. Dar cel mai șocant lucru în această deplorabilă poveste cu infractori puși comandanți la vârful jandarmeriei este însă faptul că ei, adică șmenarii, delapidatorii, cămătarii, falsificatori în uniformă, sunt în continuare la panoul de onoare al unității. Și asta spune încă o dată ceva despre tradiția instituțiile militare țin foarte mult la tradiție. Uite că și ei se respectă. Poate vor să facă un tabel de așa, nu? Și urmează să scrie. Îl așteaptă și pe domnul colonel. Da. Libertatea a descoperit, ziarul Libertatea, că undeva la etajul al doilea în această clădire, într-o nișă cu lumină pusă special ca să expună figurile glorioase ale comandanților jandarmeriei, ca să inspire pe tinerii încă fără experiență care intră în unitate, care se uită și ei după un model, după un mentor. De la cine să ne inspirăm? Uite, de la domnii comandanți. 3 din 4 condamnați penal. Deci aici se află tablourile înrămate ale celor care s-au aflat la comandă, iar 3 infractori, Lecu, Alexandru și Corcodel, sunt acolo, la loc de cinste, înrămați frumos, în rama aurie,
Păi dacă astea sunt valorile jandarmeriei și dacă astfel de personaje sunt date ca exemplu, sunt valorizate și apreciate și atunci, cum ziceam la început, nu vi se pare că toată povestea a luat-o complet razna și jocul trebuie reînceput de la zero, cu oameni noi și cu reguli noi? Și nu că ar fi singurul exemplu. Peste drum, peste drumul național, 1. Peste drum de această unitate se află Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, unde sunt pregătiți tinerii care urmează să aplice legea în România. Nu? Te duci acolo să devii... Bun, ei bine, uite că tocmai ieri s-a dat decizia finală în dosarul amenințărilor cu moartea, la care a fost supusă jurnalista Emilia Șercan, care știm deja se ocupă cu expunerea impostorilor din structurile statului român, mai ales din structurile militarizate. 3 ani de închisoare cu suspendare pentru foștii șefi Academiei Poliției, Adrian Iacob, fostul rector, și Mihail Marcoci, fostul prorector, nu mai știu ce grade aveau, da, și ei, cel puțin colonel, mă rog, chestori, șofii pe la poliție, care a organizat la vremea respectivă o conspirație pentru intimidarea și reducerea la tăcere a jurnalistei. Nu mai vorbim despre asta, dar știți, am zis atunci, cu telefoane cumpărate, aruncate, mai aveau un complice, cu raportări, cu discuții, o conspirație întreagă. Deci, 3 ani cu suspendare. Domnule, ești șeful Academiei de Poliție. Te ocupi de educarea polițiștilor. Dar organizezi o conspirație pentru hărțuirea și intimidarea unei ziariste care a aflat că oricum ești un impostor. Trimiți mesaje, o să te sfârșești ca Elodia, o să-ți tăie mâinile și picioarele. Este o femeie care scrie ceva despre tine. Ești prins. Justiția decide totuși că nu-i chiar așa grav. Îți dă ceva cu suspendare. Mai mult de formă. După cum spune chiar Emilia Șercan, citez, o nimica toată. Taman încurajator pentru oricine să organizeze compromaturi sau să amenințe cu moartea și alți ziariști. Ce exemplu dă jandarmeria? Ce exemplu dă Academia de Poliție? Dar ce semnal dă justiția societății cu această mângâiere pe mânuța unor mafioți ajunși șefii poliției, ai jandarmeriei? Și mi se pare... Deci deja vorbesc de 7 minute despre asta. Eu cred că lista instituțiilor ce trebuie desfințate pentru că s-au defectat de tot sau au fost defectate, infectate și defectate, este mult mai lungă decât ne permite rubrica asta. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.